Bună ziua, domnule primar, bine v-am găsit la primăria Comunei Jegălia. Bună dimineața și bine ați venit. Ce mai face domnul primar al Comunei Jegălia? Ce lucruri importante pentru comunitate aveți în derulare? Da, în mare, continuăm activitățile noastre de primăvară cu tăierea ierbii, dacă s-au terminat cu ploile astea, va trebui să scoatem oamenii pe stradă așa cum îi avem. Încercăm să punem și niște flori, modernizare și frumusețarea comunei, că una din ele, după care dacă strict așa, avem astăzi, mâine, să încercăm să avem de turnat niște betoane pe la centrul sportiv, pentru că pe 29 mai, centrul sportiv de la Gâldău va avea o vizită din partea CNI-ului, beneficiarul, de fapt, al programului fiind CNI-ul, să vadă stadiile lucrării și să sperăm că în luna iunie închide lucrările și ne predă obiectivul finalizat, centrul sportiv. Continuăm activitățile la stația de epurare. La stația de compost sunt probleme pentru că nu sunt bani sau nu se găsesc acele încă utilaje și tot ce mai are de adus constructorul. Mi s-a promis că într-o lună, o lună și va fi gata și ar fi un vis împlinit. Ce pot să spun că pentru proiectul pe care l-avem pe CNI pentru acea grup de pompieri și smurt, a trecut de CNI. Și a ajuns la Ministerul Dezvoltării pentru că suma este mai mare de 2 milioane și atunci va trebui să treacă prin Comisia Tehnico-Economică a Ministerului Dezvoltării. Suntem la Ministerul Dezvoltării, așteptăm din zi să ne cheme și să sperăm că avem șanse de câștig, unde ne susținem acest proiect și importanța lui, după care cerem să începă să scoată la licitație. Ce pot să vă spun este că astăzi noi am finalizat, inclusiv avem firma care face gazele în Jegălia Iezeru și în Jegălia Dichiseni și Unire și astăzi avem o întâlnire la București cu constructorul, inclusiv cu cei care au spus. La fel sunt tot felul de probleme din cadrul proiectului, unde s-au depășit anumite termene pentru execuție. Ne e frică că nu ne încadrăm în termenul de execuție, pentru că a durat foarte mult licitația. Au fost foarte multe firme înscrise și a durat mult licitația până când, și din cauza asta, aceste termene, unde avem 3 luni pentru proiectare și un an pentru execuție, deja suntem în limitele lor. Plus că cei de la Hergelia, Jegălia, unde de fapt avem, pe terenul căruia avem și stația mare de gaz, au început să facă cartea funciară și să facă despățirea ca să poată să ne ofere acea 1000 de metri pentru a monta acea stație de gaz, cu care noi pe urmă vom veni pe lângă drumul județean și vom aduce gaz. Deci la gaze undeva am cam încheiat. Totodată, ca cum știți foarte bine, toată lumea a intrat în febra acestor panouri fotovoltaice de pro-consumatori și noi mai înainte de a veni dumneavoastră am încheiat discuția cu unul din posibilii câștigări, din cei care doriți să ne facă această lucrare și am intrat și noi ca toată lumea. Am câștigat acele mașini electrice, chiar zilele astea am primit informarea că și pentru stațiile de încărcare, le-a spus Ministerul și ne-a trimis câteva clarificări de făcut, le-am dat și să sperăm că ei vor decide și cine este constructorul acestor stații de încărcare. Pentru mașini s-a câștigat și ni s-a promis că cele 3 mașini care vor veni pentru primăria Jegălia, Unirea și Dichiseni va veni în luna lui noiembrie. Sunt foarte puține firme care se înscriu pentru aceste mașini electrice. Ne-am beneficiat de primul rând și foarte greu sunt la execuție. Sperăm că începând de mâine începem asfaltarea, să continuăm și cu asfaltarea în comuna Jegălia pe cei 7 km. Firma și-a terminat de pieduit, a fost perioada asta de ploi, de sărbători, de Paști, sărbătorile pascale, pe sărbătoarea acum de 1 mai. Și constructorul mi-a promis că începând de mâine începe să vină și să începem asfaltarea în Jegălia, urmând și așteptând ce se întâmplă cu cel de-al doilea proiect care îl avem la Ministerul Dezvoltării și acolo am înțeles că ne va chema până la sfârșitul acestei săptămâni să semnăm contractul de finanțare.